Bun găsit tuturor. Eu sunt Florin și azi despre gala din această după-amiază. Începem cu favoritul publicului care va fi, așa după cum deja știm, Cristina. Cristina devine al doilea favorit în premieră la acestui sezon, după ce săptămâna trecută Patrica a câștigat cecul. Ce fericit va fi Radu după acest anunț. Propunerea băieților va fi bia o propunere logică, am spus deja de mult timp că va fi una dintre propuneri, deoarece ea și Mihaela s-au retras sau au fost îndepărtate din grupul celor mulți, astfel că ea sau Mihaela erau cea mai ușoară alegere pentru votare. Propunerea fetelor va fi Robert. Ei bine, deși poate ar fi fost interesant să vedem o surpriză, era imposibil așa ceva, mai ales după ce am văzut din promoul de ieri că toate fetele rostesc Robert, inclusiv Mihaela și Bia. Propunerea favoritului, adică a Cristinei, va fi cealaltă alegere ușoară, Mihaela. S-a cam dus tradiția că dacă favorit este un băiat, va propune o fată și invers, o fată va propune un băiat. Dar este adevărat că ea și-a făcut alegerea și probabil nu o interesează să intre neapărat un băiat în casă, astfel a propus tocmai pentru a nu supăra pe nimeni. Eliminată va fi Bia, care reușește să supraviețuiască în emisiune 3 săptămâni și asta datorită faptului că nu au fost eliminări până acum. Altfel ar fi fost deja plecată. Dacă tot au procedat așa, logic ar fi ca și cei care vor intra pe parcurs să aibă și ei 2 săptămâni imunitate și abia în a treia săptămână să poată fi votați, având astfel șanse mai multe pentru a se acomoda în casă. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!